Iubite familie îndurerată, întristată adunare, aș vrea să putem spune cuvinte rostite de David în Psalmul 34. Au fost scris într-un moment greu, mi-au prins și mie bine în asemenea situații și nădăjduim că vor folosi și altora, căci niciun cuvânt al lui Dumnezeu din Scripturi nu-i lipsit de putere. În Psalmul 34 stă scris: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu, și ca mine pot să spună și alții, am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. S-a citit în această seară din Ioan, capitolul 11, și aș vrea să ne oprim la evenimente cunoscute de noi, împărtășite mai aproape atunci când suntem mai aproape prin asemenea evenimente. Și dacă ar fi să pun un titlu, aș spune: discuții la căpătâiul celor dragi. Uneori vorbim prin cuvinte, alteori ne exprimăm înăuntru ființei noastre fără cuvinte. Dar sunt tot o manifestare a ființei noastre și rostite sau nerostite gândurile noastre, spuse la bucurie sau la întristare, sunt notate de Dumnezeu. Și ele se pot răsfrânge asupra noastră în mod pozitiv sau negativ. Iată, și din acest punct de vedere este foarte important ce discuții purtăm în lăuntru nostru sau între noi în asemenea situație. Aici este scris că Lazar murise de câteva zile și, cum știți, în vremea aceea și în zona aceea, oamenii se înmormântau rapid. O zonă mai caldă nu permitea păstrarea trupului. Și după aceste câteva zile, scrie în versetul 19, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Și nu uitați aspectul acesta. Să-i avem în vedere pe cei care au trecut prin situații grele, prin pierderea celor dragi, să mai fie cercetați și zilele următoare. Atât în interiorul familiei, cât și în exterior, prin prezența celor amintiți, se discuta asupra acelui caz, moartea lui Lazar. Și aici la Deva, și cum acum prin internet se poate discuta oriunde, oricând și orice, cu siguranță au fost discuții pe tema plecării sorei Dana, a fratelui Neluțu. Și aș vrea în modul cel mai categoric, direct, să ne cercetăm, să vă abordez ce discuții vom purta. Repet, în cadrul familiei și în cadrul comunității, a celor ce avem cunoștință de asemenea cazuri. Căci cu plecarea celor în vârstă ne-am obișnuit, discutăm mai puțin, amintim și trece. Când pleacă cineva prematur, discuțiile se amplifică, frământările cresc. S-a amintit de Iov, știți ce dezbatere a prins, ce filozofie a suferinței este în cartea Iov? Și Dumnezeu la sfârșit a luat notă, parcă făcuse proces verbal, le-a dat notă la fiecare, i-a și taxat, da? În urmă cu vreo 2 ani, probabil, încă nu, am fost chemat la o înmormântare de altă parte a țării. Un băiat de 14 ani, printr-o joacă, după părerea unora, printr-un suicid, poate după părerea altora, la 14 ani, deci, a murit. Am fost seara la priveg, și urma să rămân și pe a doua zi la înmormântare.
Dar până la slujba de mormântare, familia m-a rugat să trec pe la ei. Și parcă mi-a fost mai greu să discut cu ei în particular decât ceea ce urma să predic sau predicasem seara. Și m-a rugat, Doamne, ce să le spun? Și noaptea am avut două vise. Unul era pentru familie, l-am spus lor, și unul era pentru publicul prezent. Se făcea că cei veniți la înmormântare erau aranjați într-un șir indian și fiecare pe o condic, așa cum ar fi un pupitru de aici, cum folosesc cei de la muzică, venea ca într-un tabel și semna. Pleca, altul din rând semna și pleca. Și mi se spune în vis, eu le-am spus la slujbă, nu semnați numai cu prezența, că cel puțin dumneavoastră care sunteți aici, luați o notă bună, act de prezență. Semnați cu vorbele și cu gândurile care le aveți, cu părerea care o aveți, cu bunăvoința care o manifestați, cu întreaga existență și raportare la caz. Să ne întoarcem la textul nostru. Versetul 21. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Într-un fel am spune, și ar fi fost, că Domnul avea putere, mărit să fie numele Lui. Maria, la rândul ei, doar se înțelesese cu sora sa. Și când s-a întâlnit cu Domnul, 32, îi spune, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Hai să le înțelegem. N-ar fi vrut să nu moară fratele lor. Eu știu cazuri în care oamenii în stare foarte critică. Cei în cauză doreau să rămână. Doar am trecut pe aici, știu cum este. Și alții le spuneau, acceptă voia Domnului. Și alții au rămas singuri. Nu le spuneți în grabă astfel de vorbe la cei în cauză. E natural să-și fi dorit să trăiască. Cei din afara familiei au zis la fel. 37. El care a deschis ochii orbului nu putea face să nu, nici omul acesta să nu moară. Ba da, putea. Dar, dragii mei, astfel de discuții la căpătâiul celor dragi, spuneți-mi și mie la ce ajută. Într-o carte, un rabin evreu care a murit un fiu scria, orică Dumnezeu nu poate, orică nu vrea să ne mai ajute. Dumnezeu și poate și vrea să ne ajute. Și cum se spune atât de frumos în această seară, totuși Dumnezeu îngăduie să plece prematur unii dintre cei iubiți de El. Îmi spunea un frate păstor din Banat despre un caz cu ceva zeci de ani în urmă, când un bărbat invalid de război, cum era atunci, un picior de lemn, s-a îmbolnăvit soția, se ruga, Doamne, nu mi-o lua. Și visează într-o noapte că intră Domnul Iisus în casă și îi face semn soției, hai, și ea pleacă. Dumnezeu dă comandă la vii să plece, la mor să iasă. E Dumnezeu. Și el așa cu piciorul, schiopătând după Domnul, și Doamne, nu mi-o lua. Ea mergea înainte, Domnul Iisus înapoi a ei și el schiopătând după ei. Și în vis, Domnul s-a întors înapoi, s-a uitat la el și a reținut, avea Domnul lacrimi pe ochi. Nu i-a spus o vorbă, iar s-a întors și a plecat cu ea. Și în vis, și în realitate. Nu cumva să creadă cineva dintre cei dragi, apropiați sau alții, frământând subiectul că Dumnezeu decide așa cu sânge rece. Să nu discutăm ceea ce ține de competența lui Dumnezeu. Să-L lăsăm să fie Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Altceva trebuie să discutăm. Că asta discutăm degeaba.
Ascultați cum a pus Domnul problema și ce ar merita să discutăm. Ca să nu vină diavolul cu șoapte, cât venea la mine și îmi spunea, păi v-ați rugat atât, a postit o țară întreagă pentru ea. Uneori pe diavolul trebuie să-l tratăm nu cu împotrivire, cu indiferență. Și când mi-amintea asta, spuneam, Doamne, îți mulțumesc pentru vremea cât mi-ai dat-o. Îți mulțumesc că este la odihnă. Chestia ta pentru vecii vecilor. Și tot schimbând subiectul, n-a mai venit diavolul, că nu dialogam. Sunt subiecte care nu trebuie abordate. I-a zis Dumnezeu lui Iov, vrei să discutăm? Hai să o luăm de la capăt, a zis. Spune-mi tu, ce făceai când eu cream lumea asta? La un moment dat ironizează Dumnezeu pe Iov. Zice, spune că doar tu ești bătrân și atunci erai, nu? Și zice Iov, nu, da, că am vorbit și eu ce nu trebuie vorbit. Dragii mei, dacă e cândva când trebuie să știm să tăcem, e și la căpătâiul celor dragi. Nu vorbiți nici în absență, că se aude, zice Eclesiastul 7, că nici în dormitorul de a vorbi, că vreo pasăre a cerului îți duce vorba. Și chiar nerostite gândurile sunt punctate la Dumnezeu. Iată cum ar trebui să vorbim. Versetul 23. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a spus, eu sunt învierea și viața. Nu-i corect să rețină toți. Să vorbim de moarte fără să vorbim și de înviere. Să sunt împreună. Când Domnul i-a spus prima dată ucenicilor că urmează să moară, vă citesc Matei 16, de la versetul 21, de atunci încolo, niciodată până atunci, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă, din partea cărturarului care să fie omorât. Și dacă s-o prea aici, ce trist. Și că a treia zi are să învieze și a înviat. Cum cântăm noi și o să cântăm îndată iar, ne amintim mai mult, cu moartea pe moarte, călcând slăvit să-i fie numele. Poate primiți vreo veste. E cancer, urmează tratament, operații, chimio, dureri și în final moartea. Și învierea! Așa e corect să abordăm tema aceasta. Spune Scriptura în 1 Tesaloniceni la capitolul 4. Și am văzut uneori la înmormântări, ba chiar m-am și întristat în dreptul unor predicatori, care amintesc că a plecat mama, a plecat tata. E dureros, vorba poetului. Moarte, cât de crudă ești, Nata, înfățișare, oare nu te mai oprești? Vrei mereu să înghițești tot ce în cale întâlnești, fără nicio remușcare? Lași copiii fără tată, nu te mai oprești odată. Lași copiii fără mamă, lași familia îndoleată. De atâția mii de ani ai umplut lumea de orfan, fie greș, fie roman, fie nobil sau țăran, tu pe același drum îi duci. Da, e înfiorătoare moartea. Sub aspectul despărțirii, a rupelor, relațiilor. E normal să plângem. Cum spunea un tată către fiul lui care i-a zis, băi, nu mai plânge, tată, nu mai plânge după mama. Și l-a zis, băi, băiete, poți să tai un om în două să nu curgă sânge? Atunci de ce spui să nu plâng? Dar vă rog să rețineți, nu-i corect să discutăm numai despre despărțire, despre moarte. 1 Tesaloniceni 4, versetul 15, iată dar ce vă spunem, ce trebuie discutat la căpătâiul celor dragi. Și asta prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămânea, cu refer la alții care au plecat. Însuși Domnul, cum strigă cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și zice Pavel,
mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu ce cuvinte? Cu cuvintele învierii, nu doar ale morții. Că altfel ne doboară negura. E seară, e noapte. Dar să nu povestim de noapte fără să amintim că există dimineața care alungă noaptea și există învierea care face moartea fără putere. Mai cu ani în urmă, doi frați din conducerea cultului, Alexie Vambu și Dumitru Matacă, discutau, aveau amândoi o vârstă destul de înaintată și zice unul, măi, eu aș vrea să nu mor, să vină Domnul. Și el a spus, măi, eu aș vrea să mor, să gust învierea. Ceva interesant. Vine o zi deosebită pentru întreaga geografie, când trâmbița de elită o să sune pe orbită. Când familiile sfinte vor fi reconstituite în aceea scumpă zi, când din nou s-or întregi ambianțe risipite. Mi-a fost dat într-o noapte să visez învierea de la răpire. Țâșneau oamenii din pământ ca apa în fântânile arteziene. Și am zis în vis, Doamne, pe noi nu ne iei? Și mi s-a spus versetul ce le-am citit, că de-aia mi-aminti, nu vom lua înaintea celor adormiți. Și în timp ce ei se înălțau, am început să înălțăm și noi așa linoi. Dulce a fost visul. M-am trezit, am adormit din nou, m-am visat că îl scriam, m-am trezit, dar parcă tot nu eram trezit. Dar ce va fi atunci? Întoarceți întotdeauna pagina asta neagră, că după moarte este înviere. Asta trebuie să discutăm. Asta spunea și Marta, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Asta spune și în Evrei, capitolul 11, versetul 13. În credință au murit toți aceștia fără să fie căpătate locurile făgăduite, dar nu se uitau în urmă că nu le-au căpătat. Le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, să uitau înainte, ajungem la ele. Soția fratelui Traian Sucală, cred că îl știți, de la Cluj, a visat cam prin luna decembrie că se derula așa un covor în fața ei, dar nu la sol, așa, așa la dușumea, se derula, se făceau scări și urca. Și s-a deschis așa cerul și în partea dreaptă vede un corp din mirese toate în alb, așa, și mi l-a deschis așa cu, cum descriu femeile, cum aveau ce rochi, aveau ce volănașe. Zice, am cunoscut câteva surori, zice, între altele era și soția ta. Zice, mi-a zis, grăbește-te să urci, să nu spese dacă treci prin tunel, dacă apare cuptorul, că aici este o fericire ce voi nu puteți să vă imaginați. Grăbește-te să ajungi. Și a mai zis în vis o vorbă, și o avem atât de clară spus în Scripturi, dar să știi că aici n-ajunge numai cine iubește cu adevărat. Doamne, ajută-ne să ajungem și noi. Vreau să vă rețin că discutând despre moarte cumulat cu învierea, atunci când moartea este la noi acasă, când este reală, când este foarte palpabilă, trebuie să ținem cont de un adevăr. A zis Domnul, versetul 25, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată, nu va împărtăși soarta celor ce mor în păcat. Crezi lucrul acesta? Și trebuie să-i dăm la Marta nota 10. Cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Într-un moment critic, când Domnul n-a venit să-ți învieze fratele, să ai o asemenea declarație, cred, tu ești Hristos, nu am nicio îndoială. Da, acesta e Dumnezeul nostru în care ne încredem. Și scrie în Ieremia 25, nu că aici ne rezolvă problemele cum am vrea noi, că suntem legați de pământ și am vrea să conservăm cele ce le avem. Domnul a spus că întâi este învierea și apoi viața, adică adevărata viață nu e înainte de înviere, ci după aceea. Isaia 25, în ziua aceea, versetul 8, Domnul nimicește moartea pe vecie, șterge lacrimi pe toate fețele, îndepărtează pe tot pământul o cară poporului său,
În ziua aceea vor zice și vom zice și noi, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam în asemenea momente. Să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Parte din coriști sunt și fanfariști, le mai spun eu, umblând cu ei la mormântări. Măi băieți, la multe mormântări ați cântat, o să cântați și la înviere, să fie altfel de slujbă. Dacă să putem suporta moartea, uneori prematură, și să avem harul și liniștea să așteptăm învierea, e secretul acesta pe care Marta l-a înțeles. Crezi în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, credință în Dumnezeu putem declara foarte simplu, dacă e vorba așa cum la recensământ, să ne declarăm creștini, nu atei, da? Dar când ești în fața morții, în momente critice, să crezi, să ai acea, cum zice în Evrei 11 cu 1, spune noi definiția credinței, o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Asta este adevărata credință. Și vă rog să rețineți, este adevărul central care aș vrea să vi-l las. Nu doar să crezi în existența unei vieți viitoare. În general, toate religiile visează un paradis. Și musulmanii. Cred că și le-a spus Mahomed, o fi adevărat și Allah îi așteaptă undeva să se bucure. Nu doar credința în ceva după moarte. Credința în Iisus Hristos care a murit și a înviat și a primit drept să fim înviați și noi. Vă citesc din Roman, din capitolul 4, spune Apostolul în versetul 24. Hristos, credem în Cel ce a înviat din mor pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat. Asta îmi place enorm, versetul ăsta. Vă rog să-l citiți. De ce a înviat Iisus? Doar pentru că a fost Fiul lui Dumnezeu? Doar pentru că a fost un sfânt și n-a avut păcat? Nu numai. A înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți, adică ne-a fost iertat păcatul și avem drept să intrăm în slava lui Dumnezeu. Asta e marea realizare a morții Domnului Iisus Hristos. A înviat, mie îmi place să spun așa figurativ, că Domnul ne-a luat în brațe la cruce când a întins mâinile. Vino aproape de El să te cuprindă și pe tine. Și s-a coborât cu noi în mormânt, a gustat moartea pentru toți și s-a ridicat cu noi în brațe. Fără să ne aibă pe noi în brațe, se putea ridica ușor, dar minunea este că ne-a putut ridica pe toți. Și nu să ne ridice doar aici la sol, să ne ridice până în slava lui Dumnezeu. Că așa spunea rugăciunea sa, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, vreau să le arăt slava mea. Ce va fi în ziua aceea? Dumnezeu să vă dea har să puteți crede. Ce har are Dumnezeu pentru noi, spuneau frații din Larbos, din Spania, cu ceva ani în urmă. Cu o soră la 32-33 de ani a plecat. Tocmai în momentul în care le-a vizitat la spital și a zis uneia dintre rudenii, desigur, sau prietene cine a vizitat-o, și cu vocea stinsă de muribundă, dă-te puțin mai încolo. Și a zis, n-ai aer? Spus, nu. A venit Domnul Iisus cu o haină albă să mă pot îmbrăca. Și a plecat. Haine albe în universul acesta n-are nimeni, numai Fiul lui Dumnezeu. Numai sângele Lui poate să ierte păcatul care e cauza fundamentală a morții. Boala e doar un efect al păcatului, al coruperii ființei noastre, a degradării fizico-chimice. Ai primit haina asta? Prin credință se primește și mor liniștit. Îmi spunea fratele Aurel Soltuzu, păstorul județul Botoșani, ca să fiu concret în ce relatez, că într-o localitate n-au putut intra cu Evanghelia. Oamenii erau reticenți, ca să nu spun altfel. Dar l-a sunat un păstor din Timișoara că o femeie s-a botezat, fiind originară de acolo, s-a
întors în localitatea natală, fratele s-a dus să o viziteze pe ea, ca familie, și a gândit, acum este o ușă pentru Evanghelie aici. Dar soțul îi spune, domnule, cu mine discutați ce vreți, istorie, politică, sunt un om cult, dar nu discutăm de cele sfinte. Oh, ce tristețe pe fratele păstor. Dar femeia aceea botezată a fost cu adevărat îmbrăcată cu altă haină și a trăit o altă viață. S-a trecut așa un an, doi, venea doar ea la cină, mai vizitau frații, soțul îi spunea, servim o cafea, un ceai împreună, dar nu discutăm de cele sfinte. Ce să fac? Nu poți forța inima omului. E alegerea dumneavoastră, a fiecăruia. După aproximativ 2 ani, o sună sora într-o zi, spune, vină la spital, pare-mi să la Botoșan, să la Dorohoi, să nu greșesc, că soțul meu vrea să se boteze. Slujitorul său îl vizitează, spune, sunt hotărât să mă botez. Păi nu se poate, înainte neazul să discutăm acolo din toată să vă botezăm. Noi nu facem lucruri așa doar să fie făcute, trebuie să fiți convins, să credeți cu adevărat. Și spune, hai să-ți explic. În Biblie scrie așa, în Evanghelie scrie așa, soția lui se purtase frumos și l-a motivat să citească în Biblie și prin auzire, prin citire, vine credința în Domnul Iisus și vine mântuirea și vine învierea și vine viața veșnică. Și când a văzut fratele că știe, a zis, te botezăm. Și era de gardă un frate de-a nostru creștin pe Evanghelie, într-o rezervă acolo a botezat, s-a dus acasă, a mai trăit nu știu cât, într-o zi vine fiul lui, îl viziteze și spune, băiete, știi, eu m-am botezat când o să fiu mormântat, să fiu mormântat cu pocăiții. Și mamă ta, și eu. Știu că ai prieteni, era ofițer, într-o parte, în alta, dar ăsta este crezul nostru. Și în timp ce povestea cu soția, cu băiatul, și-a iluminat fața și soția îi spune, dragă, dar așa față senin ai, de parcă zici că n-ai fi nici bătrân, nici bolnav. Și îl spune, dar ce văd? Și spune, curios, ce vezi? O caleașcă cu cai de aur și cu car de aur vin spre mine. La mine vin! Și zice cu voce stinsă, dar caldă, plină de încredere, mă duc cu ei! Și-o adormit. Și zicea fratele care îmi spunea, ce primire a făcut Dumnezeu! Înainte n-a crezut, n-a vrut să discute! Dar între timp a crezut și a înțeles că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră pentru noi, binecuvântat să-i fie numele în veci. Și ne face onoarea, nu doar să discutăm de moarte și de înviere, să avem parte de înviere. Și chiar de la moarte până la înviere să avem liniște, să dormim în pace. Scrie despre Ștefan că l-a lovit cu pietre și a zis, Tată, Iisuse, nu le ține în seama asta. Ce frumos scrie acolo în Fapte 7. Și după ce a zis aceste vorbe, a adormit. Că sfinții sunt așa de liniștiți și iartă pe toată lumea că au fost iertați. Și a adormit. Și se va trezi în aceeași dimineață cu sora noastră, cu soția mea, cu toți sfinții. Ne va trezi cel ce s-a trezit cel din tâi din morți, Fiul lui Dumnezeu. Cu glasul lui îl vom auzi și îl vom vedea și vom spune, acesta-i Domnul în care am crezut. E Dumnezeul nostru care ne-a avut în vedere și când am fost triști. Că nu aceasta este adevărata viață. Deci 1 Timotei 6, de la 17 la 19, să le spună la bogat, scria Pavel la Timotei, să nu creadă că asta e viața dacă au de toate. Să fie miloși, să simtă cu alții, ca să apuce adevărata viață, aceea de după înviere. Dragii mei, vă spun în încheiere și repet, când ne adunăm, când vorbim, și nu uitați să-i mai cercetați, sau cel puțin cercetați familia cu rugăciune și cercetați și altfel după nevoile lor, să nu discutăm ce nu-i de discutat, și să vorbim ce-i de vorbit, că nu-i destul să taci, să nu vorbești ce nu trebuie, ca să nu fii taxat ca prietenul lui Iov. E nevoie să vorbim ceea ce aduce mângâiere, zidire,
în credințare, încurajare. De ce să vorbim? Nu doar de moarte, ci de înviere. Și să ne fie clar, până în capăt, oricând, că învierea pentru noi este posibilă prin Domnul Iisus. Prin jertfa sa, prin minunea asta care pentru unii, cum zice Pavel la 1 Corinteni, capitolul 1, e o nebunie. Cum adică a murit unul și tot și altul să trăiască veșnic? Dar secretul Domnului n-a constat în faptul doar că a murit, ci că a trăit fără păcat. Și a învins toată cohorta demonică ce pe noi ne-a înșelat. Și a câștigat biruință pentru noi. Și acum stă la dreapta măririi și mijlocește să avem și noi biruință ca să ne putem duce credința până la sfârșit. Doamne, ajută-ne! Să vă dea Domnul îndurare, stimată familie. Nu priviți în urmă. Priviți spre răsărit. Și, dragii mei, hai să fim aproape de cei ce suferă. Că nu se știe la care ne vine rândul. Când a plecat la Domnul soția mea, am fost întărit de prezența multor alături de mine. Și am încercat să mă cercetez, oare eu am fost aproape de alții? Dacă Fiul lui Dumnezeu în Ghețiman a avut nevoie să vină un înger să-L întărească, cine suntem noi să fim mai bravi? Noi toți avem nevoie să fim ajutați. Ni se pare că suntem puternici. David în Psalmul 30, Doamne, m-a așezat și pe munte tare și niciodată nu mă clatin. Dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Numai Dumnezeu ne întărește și vă va întări. Stați aproape de El și priviți cu încredere spre ceea ce Domnul a realizat pentru noi. Să-i mulțumim cu încredere, cu anticipație și apoi pentru toată veșnicia să-L lăudăm că ne-a dat-o și nouă. O veșnicie ce-i greu de înțeles, dar care vine și este aproape. Ba mai mult, spune Scriptura, sunt cuvintele Domnului Luca 12, că Tatăl ne dă cu plăcere împărăția. Să ne grăbim, să dăm năvală, să punem mâna pe ea. Și în mod deosebit, slujbile de înmormântare sunt o determinare a lui Dumnezeu să ne apropiem de El. Ne cheamă Dumnezeu să n-amânăm, cum zice poetul, că nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Dumnezeu să vă dea tuturor, cum am eu obicei să spun, și ce n-aș cerut. Dar să primim ca din mâna Lui îndurarea și mai presus de toate, nu doar mângâierea de aici, și viața veșnică. Amin.